și bine ați venit la un episod pe canalul meu, România Fuiti. În acest episod ne vom juca O-Wars sau Egg Wars, variantă românească, O-Wars, wow. Ce nume inventat mai e și ăsta? Te bați cu niște ouă. Corecție, n-ai voie să le spargi. Ai zice că ești un pui de găină care chiar nu mai are în mamă și stă singur la ou ca să clocească ouă mai multe ouă ca să reînvie. Logică! Sunt aici într-un secret room de la CubeCraft și acum e Beach Ball Hunt, așa se numește, și am aflat că 61% dintre cei care vizionează episoadele nu sunt abonați. Abonați-vă! Deoarece orice om care se abonează înseamnă mai multe episoade pentru voi. Uite aici, Egg Wars. Și un pui în mână. Acum am mai mult spațiu și pot să primez mai mult. Și asta înseamnă că o să fac episoade mai multe. Deoarece am 11 abonați. Și nu mă mândresc că ar fi cel mai și cel mai, dar e ok pentru început. Mamă, ce mapă e. Ai o înghețată? Nu-mi dau seama. Adică, după cum pare, nu pare aici să fie o înghețată. Dar na! Salut! Salut! Salut, tip map magic. Eu nu cred că eu sunt magic. Dar na! Doar părerea mea. Broken. Normal items. Lucruri normale. Cum ar fi un acordeon din pâine? Unde? Aici! Acum aici jos? Nu. Dar na! Give me the iron. Ironie. Ironie token. Da mă, dă-l. Hei. Hai mă, așa. Bun. În sfârșit. Acum putem să avem și noi. Dar de obicei durează turile astea 5 ani. Că nu-i timer aici. Și ce mai mult scampează. Așa că vom avea un episod întreg despre asta. Ok, acum mai suntem noi cu roșu. Al vostru cu roșu. Am omorât. Am omorât pe galbeni. Adică pe unul. Că celălalt... I-a distrus cineva oul, cred că roșu. Sau echipa mea. Altcineva n-are să fie. Nu am luat cele mai bune lucruri. Că până acum nu a fost ceva interesant. Că m-am gândit să primesc în interesant. Și l-am omorât. L-am omorât pe unul. L-am băgat un golden apple. Și am sărit pe el. Și până la urmă l-am omorât. Acum vreau să mor și pe ceilalți. Însă o să-mi iau un OP Apple. Nu știu dacă se spune în român așa. Dar nu contează, deoarece limba mea tot e pe engleză. Deoarece limba română e așa de ciudată. Nici nu cred că o ai pe... Adică am încercat odată pe PC. Și chiar e ciudat rău, mai ales cum se scrie. Adică în engleză, uite, Diamond Sword așa, și în română așa mai ciudat scria. Nu știu de ce. Dar scrie așa mai strâmb română. Cred că suntem sizani.
sniped, lol. Ah, da, că aia... Aia stepne. Nu vreau să lungesc acum episodul, că am mai făcut din asta și nu prea am mai avut memorie, au durat 11 minute un episod. Și era pe, că, pe la jumătate, când încă mai erau niște echipe, pe când acum am amândat, au, tot au, și tot bine, mersi. Pe când atunci, m-a spus, pe când acum, sau pe când atunci, vai. Adică înainte erau foarte multe echipe și trebuia foarte mult să catez. Problema e că pe film Norago, ca să folosesc eu, nu prea e ok film Norago. Nu știu dacă s-au auzit ceva din tot ce am spus. Dar pe film Norago nu pot să catez, să iau scena aia din mijloc. Așa că e extrem de greu. În afară dacă sunt cu prietenii mei pe mapa mea, atunci aș putea. Dar nu vreau să fac digen fake. Sau să reproduc lupte. E cam slab. Nu știu dacă m-ați auzit, dar... Dacă nu m-ați auzit, cred că voi pune pe fundal vocea mea, ca să nu se mai audă că am pus mâna unde vorbesc eu, la microfonul telefonului. Eu în jumătate de an pe la Crăciun o să iau un laptop și o să filmez pe el, așa că pot să fac un opening. De fapt, nu chiar opening, dar na. Tot e ceva. Ce? Nimic. Un cap. Nu știu dacă ar trebui să fac un chest secret sau ceva de genul ăsta, dar am enchanted de apple. Nu știu de ce n-are enchanturi pe el, deoarece e enchanted și n-are enchanturi. Ar fi fain să aibă un enchant de random, de exemplu sharpness sau bane of utterpot. Se zice așa, n-am nicio idee, nu știu care e varianta românească din asta. Cred că o să vă arăt un screenshot sau cu power 1 sau orice, un enchant oarecare care oricum nu o să te ajute, în afară de șarme sau fire respect sau knockback sau lucruri pe salvi, adică cam astea 3, în rest nu prea te ajută. Nu vreau să cad acum, să fac aici o platformă. V-am zis că de acum începe plicta adevărată. Eu o să mor în 100%. Mai sunt încă 4 roșii și 4 dintre noi. Ok, unul a plecat. De ce? Na. Asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, share și un subscribe. Eu am fost România Tweety.
Și ne vedem pe următorul episod, care o să apară cam mâine sau poimâine.